Un bărbat a fost găsit fără suflare în plină stradă la Timișoara. Din primele informații, bărbatul în vârstă de aproximativ 70 de ani ar fi căzut ca secerat în apropierea parcului botanic. Se pare că bărbatul ar fi fost un om al străzii, iar cel mai probabil ar fi murit luni dimineață. Apropiații spun că în ultima vreme ar fi fost bolnav. Alți oameni ai străzii au fost cei care i-au găsit trupul neînsuflețit întins la pământ și au cerut imediat ajutor. Oamenii legii împreună cu o ambulanță au ajuns în grabă la fața locului, însă nu au putut face altceva pentru bărbat decât să îi declare decesul. Vă reamintim că în urmă cu 2 săptămâni, un alt om al străzii a fost găsit decedat tot în aceeași zonă.